Deoarece în luna iulie începe să apară bolile fungice, în special la roșii și la castraveți, trebuie să stropim preventiv pentru a preveni formarea acestor boli care pot duce la pierderea totală a culturii. Cele mai cunoscute soluții naturale care ajută la prevenirea manei la tomate și la castraveți sunt bicarbonatul de sodiu, laptele și apa oxigenată. Mai sunt și maceratul de coada calului și maceratul de urzică, dar acestea se prepară mai greu și avem nevoie de timp de 2 săptămâni pentru a le folosi. În schimb, putem prepara rapid o soluție pentru a strupi roșiile și castraveții. Avem nevoie de apă, lapte în cantități egale, puțin bicarbonat de sodiu și aproximativ o linguriță de apă oxigenată. Se amestecă bine toate ingredientele și se stropesc roșiile și castraveții cu această soluție. Eu aplic acest tratament de 2 ori pe săptămână.